permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră la început cu câteva cuvinte. Vă mulțumesc că participați la acest eveniment ocazionat de prezentarea unui volum care sper să stârnească cât mai mult interes celor care urmăresc ceea ce se întâmplă în spațiul global, în Europa, celor care încearcă să înțeleagă încotro se îndreaptă lumea, încotro se îndreaptă Europa și ce se poate face în România, astfel încât lucrurile să meargă mai bine în țară, într-un stat membru al Uniunii Europene. Permiteți-mi să adresez un salut din partea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, din partea domnului guvernator. Domnia sa cere scuze că nu poate participa la acest eveniment, autorilor și în cele din urmă dumneavoastră. Ca întotdeauna, domnul guvernator, Consiliul de Administrație, Banca Națională ca instituție, sunt gata să găzduiască asemenea evenimente, întrucât economicul nu poate să fie abstras din ceea ce înseamnă societatea în ansamblu, din social, politic și, ca întotdeauna, noi salutăm asemenea evenimente. Eu mă rezum la aceste cuvinte, urmând să mai am tot cu permisiunea celor care au gândit arhitectura acestei întâlniri a noastră și câteva minute la dispoziție pentru a exprima unele gânduri legate de problematica abordată de acest volum și ceea ce se întâmplă în Europa, în lume. Încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți aici și m-am ridicat în picioare pentru că așa am simțit că este bine, din respect pentru dumneavoastră. Acum nu știu cum domnul Armand Goșu, care va modera această discuție, care se bucură de prezența unui fost ministru de externe, domnul Bogdan Aurescu, actualmente consilier prezidențial pe probleme de politică externă, o minte strălucită care este ilustrată și de contribuția pe care o are în acest volum, contribuția substanțială, și nu în cele din urmă, cel care este artizanul acestui volum, un om ale cărui texte eu le citesc cu, și le urmăresc. Nu numai pe cele purtate pe acest vehicul, contributors, dar oriunde apare numele Valentin Naumescu, nu numai fiindcă este un confrate în spațiul de scritură academică, dar pentru că este și domnia sa o minte deosebită de la care ai ce să înveți. Și domnul Armand Goșu, pe care îl cunoaștem nu numai din ce face la revista 22, dar și din prezența pe care o are în dezbaterea publică, abordând teme ale relațiilor internaționale. Vă rog, domnule Armand Goșu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru interesul pe care aveți fiind prezenți aici pentru această lansare. Încerc să moderez această lansare, dezbatere. În același timp, sunt într-un fel și gazdă, dar și invitat. În calitate de invitat, mi-e mai ușor să mă refer la prietenii de la Contributors, la Lucian Popescu, în primul rând. Este sufletul acestui site. În anii
în care a construit acest spațiu de analiză alternativă. Am muncit mult, am muncit cu folos. Deja este a doua carte pe care, în mai puțin de un an, împreună cu Bogdan Aurescu și Valentin Naumescu, o lansăm. Prima era carte de autor al lui a domnului profesor Naumescu, a doua este o carte editată de dânsa. Prima o lansam la Muzeul Țăranului Român, printre beri, fum de țigare, și iată cum, mai puțin de un an de zile, contribuțiile sale au devenit din alternativă, au devenit mainstream. Se pare, dacă am ajuns să lansăm într-o sală atât de somptoasă, este cea de la Banca Națională a României. Îmi face o deosebită plăcere, de asta în calitate de moderator, să-l invit pe prietenul, aș spune, Bogdan Aurescu, consilier prezidențial, să vorbească în calitate de autor unei substanțiale conferințe ținută la Cluj și publicată în acest volum, și în calitate de, dacă vreți, mai mult de prezentator al întregului volum pe care avem plăcerea să-l punem astăzi în fața dumneavoastră. Așadar, domnule Aurescu, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Sunt deosebit de onorat de invitația de a lua parte la această lansare a unui nou volum coordonat de profesorul Naumescu. Nu sunt aici în calitate de consilier prezidențial, ci, așa cum spune Armand, doar ca unul dintre coautori, și sunt cu atât mai mult onorat pentru că sunt doar unul dintre cei 21 de coautori, de contributori ai acestui volum. Este în același timp un privilegiu, este și o mare răspundere, dar și o mare plăcere. Și este o mare plăcere pentru că, și probabil că sunt foarte subiectiv dacă vă voi spune că este un volum de excepție, nu doar pentru că sunt unul dintre coautori, dar și mai ales pentru că, pe de o parte, sunt un fan al platformei Contributors, pe care o citesc cu plăcere, mai ales atunci când scrie profesorul Naumescu, și unde și eu scriu, din păcate, dar prea rar, după gustul meu, dar sunt și un susținător al grupului de reflecție Citadel, pentru că acest volum este, de fapt, și o premieră, pentru că este primul volum produs de grupul de reflecție Citadel. Vreau să vă mărturisesc că am crezut încă de la bun început în acest proiect pe care profesorul Naumescu l-a pus la cale cu foarte multă migală și cu dedicație, și am participat la activitățile sale încă de la început. Am fost foarte onorat să deschid în 2013 seria de dezbateri pe care grupul Citadel le-a organizat. A fost atunci un eveniment dedicat parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Am venit ori de câte ori am putut la conferințele sale. Niște conferințe, aș spune, cu teme extrem de actuale, foarte bine alese, nu foarte dese, dar suficient de bine dozate, cu teme extrem de actuale și de incitante, cu dezbateri vii, reale, de substanță, pline de prospețime, cu lectori foarte buni, de excepție. Serie de dezbateri care a fost încununată de prezența în noiembrie 2016 a președintelui României, cu un subiect, cu o conferință dedicată unui subiect extrem de actual, care de altfel face și obiectul acestui volum, și anume criza Uniunii Europene și viziunea și contribuția României la relansarea proiectului european. Vreau să felicit editura 3 pentru publicarea acestui volum important. M-am bucurat să semnez prefața primului volum care a deschis această colecție, semnat tot de profesorul Naumescu, așa cum zicea și Armand, pe care l-am lansat, într-adevăr, prin foarte mult fum, mai puțină bere, exact acum un an.
Nu pot să nu remarc și în acest caz, în cazul acestui volum, timingul excelent, ca de obicei, al întreprinderilor domnului profesor Naumescu. Pentru că, iată că lansarea acestei cărți are loc exact la 2 zile după discursul primului ministru britanic despre Brexit, care anunță așa numită abordare hard a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, și iarăși la 2 zile după declarațiile pe care doar diplomatic le putem numi controversate ale președintelui Republicii Moldova la Moscova, la o zi după discursul președintelui României pe temele esențiale de politică externă ale statului român pentru acest an în fața corpului diplomatic străin acreditat la București și cu doar o zi înainte de preluarea mandatului de către noul președinte al Statelor Unite. În această constelație de evenimente, cred că și lansarea acestui volum se poate înscrie foarte bine. Toate, nu am nicio îndoială, sunt teme care vor face obiectul analizelor pertinente și critice, evident în sens pozitiv, ale grupului Citadel și ale colegilor profesorului Naumescu. Cartea însă, și dincolo de momentul lansării sale, vine la momentul potrivit. Pentru că lumea internațională în care trăim astăzi, iar cei care prin profesia diplomatică se ocupă la fel ca și mine de gestionarea efectelor concrete ale evoluțiilor acesteia și o percep aproape fizic zi de zi în acest sens, deci lumea internațională de astăzi începe să dobândească tot mai mult o singură trăsătură cu adevărat predictibilă, și anume impredictibilitatea. O impredictibilitate extrem de dinamică, cu consecințe multifacetate, care creează tot mai multe dificultăți de gestiune corectă. Ori într-o astfel de realitate care își schimbă modul de acțiune fără să existe un pattern predictibil, singura soluție de gestiune care se conturează devine preluarea inițiativei în găsirea și aplicarea de soluții. Pentru că cred tot mai mult că formulele pur defensive, reactive, de simplu răspuns la provocările și crizele care fie se succed foarte dinamic, fie se suprapun tot mai adesea, astfel de formule nu mai sunt eficiente. Este nevoie, o repet, de preluarea inițiativei, de folosirea tuturor aturilor naționale, a parteneriatelor și relațiilor strategice bilaterale, a instrumentelor de cooperare multilaterală pentru a găsi activ soluțiile pentru crizele de care am vorbit. Nu cred că mai trebuie să lăsăm ca efectele crizelor să se maturizeze și să se acumuleze sau să crească prin acumulare, ci trebuie să tratăm din timp sursele acestora și să începem ofensiv să construim noi ordinea globală, pe care titlul acestei cărți o menționează, ordinea globală în care ne dorim să trăim noi și copiii noștri. De aceea era, cred, inevitabil ca acest volum să vorbească despre crizele pe care le avem de înfruntat, să le facă radiografia și, cred eu, o face într-un mod admirabil. Criza Uniunii Europene, radicalismul, populismul, xenofobia, Brexitul și efectele sale, alegerile americane, terorismul, migrația, provocările din vecinătatea estică și răspunsul NATO la acestea, amenințările din Sud, inclusiv cele produse de criza siriană, toate acestea se reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică, în doze diferite, dar bine așezate în această carte. Ele se regăsesc în egală măsură și în preocupările statului român, fiind reflectate, de pildă, în discursul de ieri al președintelui României. De altfel, constat că suntem tot mai mult preocupați de radiografia crizelor. Dacă volumul cu care editura 3 deschidea această serie, care se chema Marile Schimbări și care avea ca subtitlu Crize și perspective în politica internațională, se referea evident la tot felul de crize pe care le avem de înfruntat, în sumarul sau cuprinsul acestei cărți, termenul de criză apare numai puțin de 7 ori, fără a mai vorbi de conținutul său efectiv.
Ei bine, cred că este momentul să facem un pas mai departe. În acest proces trebuie să preluăm inițiativa și să începem să propunem și soluții. Sunt convins de aceea că în următorul volum al grupului Citadel, grupul va întreprinde și acest demers și va face și acest pas, proiectând nu doar întrebări și reflecție pertinentă ca și până acum, dar aducând într-o arhitectură articulată și răspunsuri strategice la aceste crize. Nu am să fac o prezentare a acestui volum pe care profesorul Naumescu cu siguranță o va face fiind coordonatorul său. Însă vreau din nou să-l felicit pe profesorul Naumescu care a dus la bun capăt acest proiect și vreau să felicit pe toți cei care au contribuit la substanța lucrării. Vreau să îi mulțumesc profesorului Naumescu că mi-a făcut onoarea de a publica acea conferință pe care am susținut-o în februarie anul trecut la Cluj în acest volum, împreună cu ambasadorul Statelor Unite. Și vreau să-i mulțumesc și pentru ideea de a include și masteranți, studenți în seria de autori a acestui volum. Cred că este o întreprindere foarte bună care merită urmată și de alții. De asemenea, vreau să felicit pe toți cei care au contribuit la substanța acestei lucrări, care i-au adus valoare și din nou vreau să felicit editura 3 pentru constanța în curajul de a publica analize de politică externă. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Bogdan Aurescu. Reinvit la microfon de altă dată să vorbească despre contribuția pe care o semnează în acest volum, dar și despre volumul general, domnul profesor Daniel Deianu, de care mă leag o veche relație și care m-a ajutat foarte mult la revista 22 în a promova, a descoperi și a promova tineri economiști care să producă analize compatibile stilistic cu revista 22 și mi-am amintesc cu plăcere că cel puțin una sau două persoane, Voș, pe vremea când se numea Voș, de pildă, a ajuns să fie publicată la noi la insistențele, la recomandarea și insistențele domnului Deianu. Domnule Deianu, așadar, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc și permiteți-mi să vorbesc stând pe scaun. Volumul are de ce să fie lăudat și merită să fie citit și să se lucreze pe el. Atunci când am fost când profesorul Valentin Naumescu mi-a scris și mi-a spus că dorește ca un mic eseu al meu să fie inclus în volum, am acceptat întrucât eu îl consider unul dintre cele mai bune minți care încearcă să scruteze ce se întâmplă în relațiile internaționale. Și am fost și eu onorat de această invitație. Și eu cred că este grozav, așa cum într-un jilțu ministerial al afacerilor externe s-a aflat domnul Bogdan Aurescu, tot așa este de bine pentru România că a beneficiat de serviciile, atâta cât a fost profesorului Valentin Naumescu, cât a fost secretar de stat. Eu invit pe toți cei care sunt aici să citească acest volum. În puținele minute pe care le-am la dispoziție, voi relua câteva gânduri pe care eu le-am exprimat, nu numai pe contributors, dar și pe alte căi ale dezbaterii publice, acasă sau în străinătate. Și simt și nevoia să explic de ce Banca Națională găzduiește, dincolo de ospitalitatea care o caracterizează ca instituție de interes public, instituție care se îngrijește interese publice,
ale statului român, ale societății noastre. De ce are loc acest eveniment la Banca Națională? Deci își mi-aduc aminte o propoziție a lui Mohamed Leian, care spunea că ceea ce fac băncile centrale is the only game in town. Eu cred că băncile centrale, că au vrut sau n-au vrut, au fost forțate de împrejurări să intervină pentru a salva sistemul financiar. De aproape un deceniu am intrat într-o vrie care nu este terminată în ceea ce privește ansamblul relațiilor financiare și care a produs un impact sever asupra socialului, politicului. Spunând acestea însă, trebuie să și se cuvine să înțelegem că rădăcinile a ceea ce se întâmplă în Europa, în lume, evenimentele care schimbă dinamici mari, așa cum le-am numit game changers din 2016, și aici a fost evocat Brexit-ul, alegerea unui nou președinte al Statelor Unite, în persoana lui Donald Trump, accentuarea terorismului, criza migrației în Europa, fenomene de fragmentare în Uniunea Europeană și o criză a Uniunii Europene au rădăcini mai adânci. Ele nu pot fi strict legate sau numai legate de criza financiară. Domnul Bogdan Aurescu a vorbit despre impredictibilitatea. Într-o altă terminologie sau cu alte exprimări, unii vorbesc despre incertitudini foarte mari, despre un eșec al modelelor noastre, modele cognitive, care privesc nu numai băncile centrale, deci o incapacitate a noastră de a încerca să înțelegem cu ajutorul modelării ceea ce se întâmplă în lume. Noi în lumea finanțelor, în lumea băncilor centrale, vorbim despre faptul că se navighează în ape necunoscute și spunem aceasta cu atenție, fiindcă nu ai cum să nu recunoști limite ale propriilor acțiuni și limite ale cunoașterii pe care o avem în momentul de față. Pe de altă parte, nu trebuie să cazi, să depășești o graniță și să creezi profeții care se împlinesc singure. Lucrurile sunt extrem de complicate, fiindcă enumerarea pe care a evocat-o colegul de panel, domnul Bogdan Aurescu, nu știu dacă ai menționat și revolta, deci atitudinea față de elite, o atitudine față de ceea ce se numit establishment, în sfera politică, în sfera economică. Care nu este de bun augur. Trăim și o guvernanță, o criză a guvernanței publice. Numai o criză a Uniunii Europene. Ascensiunea pe turnantă a unor formațiuni care fie că sunt eurosceptice, fie că nu mai cred în pattern-uri, iar să folosesc un termen, pattern-uri de guvernanță publică consacrată, ilustrează un zeitgeist, tensiuni și neliniști foarte mari. Iar neliniști, teamă, invită surprize, unele foarte neplăcute.
Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, dar aș vrea să exemplific ceea ce vreau să transmit prin aceste cuvinte și nu este prima dată. Vom ceea ce am scris în ultimii ani, dintre care gânduri se regăsesc și în acest volum, sunt confirmate de ceea ce se întâmplă. Din păcate spun acest lucru. Ieri la Davos și l-am auzit și pe posturile de televiziune, pe John Studinski, de pildă, care este vice chairman la unul dintre cele mai mari fonduri de risc din lume, spunea că la Davos, de pildă, ne întâlnim 1% din 1% și vorbim despre noi și pentru noi. Cine reprezintă pe ceilalți 99%, 99,99%. Cu alte cuvinte, riscăm să reproducem aceleași erori în deciziile pe care le luăm. Și să fim, n-a spus așa, dar eu nu am ezitat să spun, să fim autiști. Și de mai mulți ani, din păcate, elitele politice, că acestea sunt, așa cum sunt, denotă autism. Am auzit și parte și am încercat să urmăresc cât mai mult din audierile din Congresul American și l-am auzit ieri, de pildă, pe Wilbur Ross, care va fi secretarul la Comerț. Și m-a frapat un cuvânt, o expresie, hai să spunem o sintagmă. Vorbea despre nevoia, a spus, noi nu suntem împotriva comerțului liber, nu vrem să promovăm protecționismul, dar noi credem în fair trade. De ce este notabil această subliniere? Fair trade. În general, cei care vorbeau despre fair trade erau exponenții țărilor mai puțin dezvoltate. Nu cei care sunt portavoce și liderii lumii dezvoltate. Lumea dezvoltată îndeopște vorbește și a vorbit despre free trade, comerț liber, potrivit unei paradigme, îmbrățișate în general fără rezerve. Globalizarea neîngrădită, deschiderea granițelor economice, conduce la jocuri de tip win-win, fără un număr semnificativ de loser. Vedem că acum Statele Unite, care sunt și rămân cel mai puternic stat din punct de vedere economic, militar și tehnologic, ele vorbesc despre nevoia de fair trade. Este o schimbare de viziune remarcabilă. L-am auzit, cred că tot ieri, Juncker are o intervenție care a fost reluată de canalele de televiziune, vorbea despre nevoia, s-a vorbit despre a hard Brexit, deci de o ieșire dură. Da? Juncker a vorbit despre nevoia unui fair deal. Despre un fair deal, adică, din nou, ne întâlnim cu acest calificativ. Avem nevoie de un aranjament fair. Ce este fair și cum se va concretiza relația între Marea Britanie și Uniune, rămâne de văzut. La Davos se vorbește despre fairness. Intervenția doamnei Lagarde, dar nu mai doamna Lagarde. Fiindcă dacă nu ești atent la noțiuni de acest care încearcă să caracterizeze metabolismul unei societăți, de genul fairness, corectitudine, moralitate, într-adevăr ești autist. Și aici nu mai înseamnă, nu mai ține de un partizanat ideologic, a fi de stânga sau de dreapta. Ce contează enorm este de a fi realist, de a fi pragmatic, de a înțelege că, în ultimă instanță, soarta democrației este pusă în discuție.
Și că dacă nu acordăm atenție unor asemenea aspecte, care înseamnă și funcționarea legii, cum spuneam, invităm neplăceri tot mai mari. Eu ce cred că este o notă iar remarcabilă a acestui volum și a ceea ce se face la acest, în cadrul acestui grup, Citadel. Eu chiar vă invidiez, vă spun. Și într-o discuție pe care am avut-o cu unii comilitoni acum câteva zile, chiar spuneam, măi, uite, Universitatea Babeș-Bolyai, care e un centru de excelență și care dă tonul multe, multe privințe în viața universitară din România, uite că dă tonul și în ceea ce privește o fundamentare analitică, solidă, a ceea ce se pot contura ca decizii inteligente de politică externă. Pentru că, spunea domnul Bogdan Aurescu, nu trebuie numai să reacționăm, trebuie să încercăm să anticipăm, să articulăm cu un demers de prevenire. Nu știu cât se poate, pentru că politica mare nu primește neapărat, nu apeși pe tastatură la București, dar poți să ai idei, poți în instanțele unde se plămădesc decizii, cel puțin în spațiul european, noi putem avea prin miniștrii noștri, în primul rând prin președinte, prin miniștri, prin europarlamentari, putem să avem o contribuție. Și de aceea aceste eforturi nu sunt simple exerciții de scrutare academică a ceea ce se întâmplă în sfera relațiilor internaționale. Pentru că are sens să fim preocupați de locul României între Europa, care din păcate este măcinată de curenți profunzi de fragmentare, de deficit tot mai mare de solidaritate, de neînțelegere, de state care sunt mai apropiate de ceea ce am numit trecerea Rubiconului către nu numai euroscepticism, vis-a-vis de cei care rămân atașați proiectului Uniunii Europene. Să ne gândim la un contrafactual. Cum ar fi? Ca să nu avem în Europa Uniune. Și, din punct de vedere al securității, să nu existe NATO. Deci, sunt mulți în Europa care nu înțeleg că Uniunea este un bun public european care trebuie să fie protejat. Și aici eu cred că ne putem aduce o contribuție, fiindcă este vital pentru noi ca Uniunea să existe în continuare, să nu piară, să căutăm să avem un loc cât mai bun în această Uniune care devine foarte eterogenă și foarte complexă. Ne preocupă aranjamentele de securitate în Europa. Deja vorbesc prea mult, dar țin să menționez acest lucru, pentru că, într-adevăr, nu mai avem aranjamente de securitate clare în Europa. Chiar dacă noi suntem stat membru al Uniunii Europene și NATO este prezumat a fi organizație care să facă invulnerabile granițele naționale. Dar există lor de poziție care pun în discuție ceea ce noi luăm, cum se spunea, for granted, în privința funcționării NATO. Și modelul de dezvoltare. Lumea devine multipolară, este Kissinger vorbea despre noua ordine mondială, Jan Bremer vorbește despre o dezordine mondială. Este greu să-ți găsești calea. Dacă sunt niște repere instituționale și organizaționale care pot să ordone lumea și din punctul nostru de vedere în direcția bună, sunt continuarea Uniunii Europene și nu slăbirea ei, continuarea și revenirea la o turație normală a Uniunii Europene și, și un NATO care să nu slăbească. Pentru noi aceste două organizații sunt vitale. Eu mă opresc aici. Încă o dată mulțumesc grupului Citadel. Eu cred că
ar fi bine ca nu să fiți clonați, nu e vorba de așa ceva, dar ar fi bine ca să existe o colaborare între centrele universitare mari ale țării, între cei care nu numai din punct de vedere, nu numai ca interes academic, mănâncă, beau apă și mănâncă pâine cu analiza, împreună cu analiza relațiilor internaționale. Este pentru noi bine să avem un grup mai coeziv, care să, deci, dominat de acești kindred spirits, care să, în continuare, să gândească în termenii nevoii ca Uniunea Europeană să nu se efaceze și ca NATO să rămână o organizație ce poate să asigure securitatea statelor membre. Eu vă mulțumesc pentru acest volum și vă doresc în continuare să fiți cât mai rodnici în folosul, în folosul public. Pe lângă calitățile academice pe care acest volum le are, au fost suficient subliniate aici atât de domnul Aurescu cât și de domnul Deianu, m-aș referi la altceva, foarte pe scurt e drept, anume la faptul că astăzi, cu revoluția produsă în comunicare, cu rețelele sociale, cu libertatea pe care fiecare o are să comenteze lucrurile la care se pricepe sau nu se pricepe, avem nu 100, nu 1000 de experți în relațiile internaționale și în politica externă a României, ci avem câteva zeci de mii de oameni care stau ore întregi pe Facebook. Ei bine, eu cred că pentru ei, pentru sănătatea opiniei publice din România, pentru, nu știu, nivelul de dezbatere din România, pentru a face față acestui război hibrid, hai să zicem, manipulării programate, propagandei deșențate, e nevoie de acest efort de cunoaștere pe care îl propune Citadel, pe care îl propune Contributor și insist foarte mult asupra ceea ce face Luci Popescu în ultimii ani acolo. Este foarte important să crești nivelul dezbaterii, nu doar printre 100-150 de experți, cadre didactice universitare sau cercetători de la Academia Română. Nu mai suntem în 1965, când Ceaușescu trebuia să reîmprospăteze corpul de specialiști pe zona de securitate și politică externă și a trimis la studii în străinătate, cam câte 3-4 în fiecare țară. Sunt încă, am găsit stenograma discuțiilor de la Secretariatul Comitetului Central, 120 de oameni. 120 de oameni e trimis, s-au întors până în 1970 și a avut o satură a sistemului de securitate și de politică externă a României, care a funcționat ca până din 2000-2003, când ultimea și la pensie. Nu mai suntem nici în 60, nu mai suntem nici în 70 și astăzi oricine intră pe Facebook și îți face un comentariu pe politica externă a României, pe relația Sorin Ioniță, de pildă. A postat trei rânduri despre Moldova. Impactul lor a fost mult mai mare decât probabil toate declarațiile publice ale oficialilor români pe un an și jumătate pe subiectul respectiv. De asta e foarte important ce face Contributor și nu putem să-i mulțumim suficient pentru această operă de educație. Deci asta ca să fiu în oglindă cu domnul Deianu, care sublinia calitățile academice ale volumului. Îl invit pe profesorul Naumescu, editorul acestui volum și cel care a avut inițiativa. Îi mulțumesc pentru că m-a invitat și pe mine să particip la acest volum și mulțumesc pentru textele de pe Contributor, mai ales pentru ultimele două, trei, le-am citit cu crânul în mână. Și sper să apuc să citesc încă multe. Felicitări pentru volum și vă rog să las cuvânt. Vă mulțumesc, domnule moderator și dragă coleg și prieten Armand Goșu. Distinse gazde, reprezentând Banca Națională a României, domnilor consilieri prezidențiali, domnilor miniștri, distinși
autori și paneliști, doamnelor și domnilor, este ca întotdeauna un privilegiu mult prea mare acordat unui coordonator de volum colectiv să primească, să preia întreaga apreciere care se cuvine, în fapt, grupului de autori, de contributori ai acestui volum, și de aceea mă grăbesc să îndrept imediat, să redistribui simbolic pe această cale tot ceea ce s-a spus către cei 21 de semnatari ai acestui volum, care cuprinde 19 analize de specialitate, o introducere și o postfață scrisă imediat după alegerile prezidențiale americane din 8 noiembrie. Aceasta este structura în mare a volumului nostru. Înainte de a mă referi la motivația acestui volum și la ceea ce am vrut noi să fie semnificațiile lui, trebuie la rândul meu să adresez necesarele, cuvenitele mulțumiri, pe de-o parte încă o dată gazdelor, Băncii Naționale a României, domnului guvernator Muguri Sărescu și conducerii care au acceptat să găzduiască acest eveniment într-o sală impresionantă. Să mulțumesc platformei de comunicare Contributors, care a animat de-a lungul ultimilor 4 ani și jumătate, de când cel puțin eu sunt prezent pe această platformă, ea are sigur o istorie chiar mai îndelungată, atâtea reflexii, atâtea dezbateri vii cu atât de multe comentarii și cu un impact care este din ce în ce mai mare în societatea românească. Mulțumesc editurii 3, care a avut curajul să ne găzduiască cu al doilea volum de politică internațională, nu e chiar mai puțin de un an, așa cum a spus domnul profesor Arman Goșu. Precedentul volum, Marile Schimbări, a fost publicat în decembrie 2015, deci aproximativ un an, un an și câteva luni. Iată, suntem prezenți cu un al doilea volum de analize de politică internațională. Think Tank-ul de politică internațională Citadel, acest grup de reflecție Citadel, cum îl numim noi, a fost înființat în martie 2013 în ideea de a oferi un cadru de discuție, de întâlnire, de interferențe, de dezbateri academico-diplomatice pe zona problematicii de politică internațională. Au fost foarte multe dezbateri, mese rotunde. Acesta este într-adevăr primul volum al think tank-ului Citadel. O parte din autori, din cei 21 de autori, sunt membrii fondatori universitari din Cluj. O parte sunt prezenți astăzi aici, alții nu au putut să facă deplasarea la București. Și cealaltă jumătate sunt invitații noștri din zona Ministerului de Externe, Academiei Române, a universităților din București, deci a colaboratorilor noștri din sfera mai larg spusă a relațiilor internaționale, științelor politice, economiei, studiilor culturale. Am fost întrebat și înainte de începerea acestei discuții, de ce am lansat această carte și care este ideea principală? Unde cade focusul? Sigur că prima tentație este, și după titlu, să spunem că e vorba de criză, criza Uniunii Europene. Sigur, acesta este răspunsul evident, este răspunsul facil, dar v-aș spune că mai este o idee care se degajă din cele 19 analize pe care am observat-o la final, și anume aceea că ne aflăm la finalul unei epoci, a unei perioade a ordinii globale și începutul alteia noi. Deci sunt două lucruri cel puțin, de aceea am încercat să combinăm în titlu criza Uniunii Europene și ordinea globală în era care se pregătește să înceapă. Ca întotdeauna o schimbare de ordine
nu presupune, așa cum poate am fi tentați dacă ne-am lăsat pradă unei abordări extrem de pesimiste, nu presupune chiar o ruptură istorică totală și dramatică. Întotdeauna au existat elemente de continuitate. Ultima mare schimbare de ordine globală a avut loc în 1989, la încheierea Războiului Rece. Și dacă ne uităm atenți la ceea ce s-a construit ulterior, vom vedea că există elemente de continuitate între cele două perioade. Nu este totul nou și nu s-a prăbușit totul odată cu 1989. Probabil așa se va întâmpla și acum. Vor exista elemente de continuitate și vor exista elemente, aranjamente, înțelegeri, relații care vor suferi modificări mai mult sau mai puțin substanțiale. Așadar, noi spunem în acest volum, încercând să sintetizez ceea ce exprimă cei 21 de autori, că suntem la sfârșitul etapei post-război rece. Pentru că de multe ori ne-am obișnuit, era o formulă comodă pentru noi ca autori, să spunem că suntem în etapa post-război rece. Folosirea excesivă a acestui post este deja a ajuns la o limită, nu mai putem, cred, miza pe această formulă, este deja depășită. Nu cred că vom mai putea în viitor să scriem despre etapa post-război rece, este deja destul de mult timp scurs de atunci și un cu totul alt tablou al relațiilor internaționale. Intrăm așadar într-o altă epocă, într-o altă paradigmă, nu-i cunoaștem încă numele, nu avem o denumire consacrată a ei, asta se întâmplă întotdeauna când vorbim de ongoing events, probabil istoricii vor da un nume peste 10-20 de ani, dar în orice caz începem să-i deslușim vag contururile. Printre acestea ar fi instabilitate, incertitudine, impredictibilitate, frustrare, adâncirea clivajului sistem versus antisistem și despre asta cred că vom mai vorbi câțiva ani buni de acum înainte în politica Europei, în politica lumii. A se vedea doar la acest moment alegerea lui Donald Trump la Casa Albă și Brexitul, intensificarea mișcărilor contestatare, violența crescută, schimbări foarte rapide de context politic și economic, deci o volatilitate crescută politică și economică, tendințe de dezintegrare la nivel european și la nivelul unor state naționale, recrudescența curentelor naționaliste, șafalilor identitare, rasiale, etnice, religioase, o concurență dusă până la agresivitate și potențial conflictual crescut, slăbirea puterii hegemonice a Statelor Unite, lucru deja de multe ori observat și comentat, fragmentarea sistemului internațional și dezacorduri frecvente în cadrul sistemelor de organizare ale lumii occidentale, ceea ce, sigur, ne frământă pe noi și ne îngrijorează în mod deosebit. Acestea sunt, simplu spus, foarte pe scurt, ideile care ar încerca să sintetizeze cele 19 analize de specialitate. Sigur că noi putem continua discuțiile din câte am înțeles, o parte acum, în sală, și eventual ulterior, la un moment protocolar oferit prin amabilitatea gazdelor noastre într-o sală alăturată. Trăim așadar un moment extrem de complicat, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în ansamblu la nivelul a ceea ce noi obișnuiam să numim Occident. În ceea ce privește anul 2017, și cu acesta voi încheia, deci, sigur, pe un termen foarte scurt, nu m-aș lansa în această intervenție în predicții mai lungi, deși putem discuta și lucrul acesta dacă va fi interes. În orice caz, pentru 15 martie 2017, deși s-a scris și s-a vorbit destul de puțin până acum în România, există toate indiciile că vom avea pentru prima dată în Uniunea Europeană alegeri câștigate de un partid de extremă dreapta.
Deci, sigur, au mai fost situații cu scoruri bune, spectaculoase, cu ascensiune ale unor formațiuni de extremă dreapta, dar se pare că în 15 martie, în Olanda, Partidul Libertății va câștiga, deci nu avem o altă formulă, pentru că se va plasa pe primul loc în alegerile parlamentare. Dacă acest lucru se va întâmpla și, de altfel, avantajul lor este în creștere în acest moment, deci tendința este ca ei să-și mărească ecartul, nu de apropiere, mai rămâne o ultimă stabilă, o supapă de siguranță în discuție, dacă vor și forma guvernul sau nu. Pentru că nu vor obține majoritate absolută, anticipările sunt undeva în jurul la între 30 și 40%. Dar este suficient ca un singur partid, și există ceva suspiciuni deja în mediile politice olandeze pe un partid centrist, să-l ajute pe Geert Wilders și Partidul Libertății să formeze guvernul, și adică să formeze o majoritate parlamentară, iar acest lider de extremă dreapta poate ajunge în aceste condiții primul ministru al Olandei. Nu este deja niciun secret ce urmează. Unul din primele puncte de pe ordinea, de pe platforma sa electorală, va fi organizarea unui referendum pentru ieșirea Olandei din Uniunea Europeană. Bun, multă lume nu dă șanse mari unui asemenea referendum. Eu am încercat să mai lansez acest semnal de avertizare. Mi s-a spus, nu, Olanda este o țară fondatoare a Uniunii Europene, o țară profund europeană, atașată Uniunii Europene. Asta ar fi fost valabil pe o discuție dacă o aveam în anii 90, să spunem. Și eu am cunoscut Olanda ca student, ca bursier, de mai multe ori, și am iubit, am îndrăgit cultura acestei țări. Dar sunt modificări foarte mari care se produc în structurile, în structura societăților occidentale. Dacă ne uităm acest început de mare criză occidentală, nu știu dacă putem neapărat să-l identificăm ca fiind în 2005, dar aș propune și o asemenea reflecție, odată cu respingerea tratatului constituțional, care ar fi fost cel mai înalt nivel de integrare europeană atins în istoria Uniunii Europene, tratatul constituțional, care a fost respins. Iată, întâmplător sau nu, în două țări care au alegeri în această primăvară. E vorba de Franța și de Olanda. Prima la rând este Olanda. A mai fost un indiciu, anul trecut, un referendum care nu anunța nimic, referendumul de ratificare a acordului de asociere Uniunea Europeană-Olanda, o temă relativ minoră, în opinia mea, și pentru Uniunea Europeană-Ucraina, sigur, mă scuzați, o temă relativ minoră și pentru Uniunea Europeană și pentru Olanda, cu atât mai mult, pentru că nu afecta în mod direct viața olandezilor. Dar este clar că această temă a fost identificată de, a fost o țintă a partidelor eurofobe și alegătorilor de a spune părerea despre Uniunea Europeană, orice s-ar fi votat atunci despre Uniunea Europeană. Nu conta că era vorba de Ucraina sau de orice altceva, s-ar fi respins la vot. Deci era o stare, s-a creat deja o stare de spirit și mă tem că ea începe, această stare de spirit, să arate a masă critică, care respinge tot ceea ce vine dinspre Bruxelles. Deci, iată, dacă acestea vi se par suficiente sau nu ca argumente, putem să privim cu destulă îngrijorare spre alegerile generale olandeze din 15 martie. Sunt și alte discuții legate de alegerile din Franța, unde toată lumea vede un tur al doilea, o finală între François Fillon și Marine Le Pen, dar lumea este liniștită în general pe ideea că va exista din nou o coalizare anti-Front Național, deci un vot pentru Fillon în turul al doilea, așa cum a fost în cazul în care tatăl lui Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, s-a calificat în turul al doilea. S-ar putea și aici să ne grăbim puțin,
să fie o analiză pripită, pentru că dacă ne uităm cu atenție la platforma economică a lui François Fillon, ea este o platformă cât se poate de conservatoare, de aspră, poate îndreptățită din perspectivă economică, dar cere niște sacrificii economice importante francezilor, trecerea de la 35 de ore de muncă săptămânal la 39, din care statul va plăti doar 37, restul este contribuția francezilor pentru succesul economic și creșterea competitivității franceze. Mulțumesc așadar distinșilor paneliști care au spus lucruri atât de frumoase despre acest volum, despre think tank-ul Citadel, grupul de reflecție Citadel de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, despre acest volum colectiv. Eu sunt doar unul din cei 21 de autori din acest volum. Vă invit să citiți acest volum, acesta e mesajul cel mai important al acestei prezentări de carte. Și vă invit de asemenea, cu asentimentul moderatorului, să deschidem o discuție care, bine, nu știu cât de lungă poate fi în această parte, dar înțeleg că o putem continua ulterior într-o sală alăturată. Vă mulțumesc! Pentru întrebări, dacă cineva vrea să pună întrebări, sau pentru comentarii, observații. Întrebări e greu, că n-au citit. Sigur, ce mai mult dumneavoastră n-ați apucat să răsfăiți volumul, de presupun că greu de pus întrebări, dar niște comentarii ar fi mai mult decât... Vă rog! Mulțumesc, Ovidiu Popica, în numele meu, fac parte din grupul Hot News, o întrebare. Nu avem încă un președinte investit, dar îi spunem eră și dăm numele lui. Vă provoc întrebarea asta, nu e prea mult? Și a doua chestiune, cum ați defini ori? Cum arată de fapt era Trump? Mersi frumos! Mulțumesc și eu pentru întrebare. Este binevenită, dar nu e atât de dificilă întrebarea. Prin importanța poziției de șef al executivului american, cred că se justifică, indiferent de opiniile noastre individuale, pro sau contra, ideea că intrăm într-o eră care îi poate purta, fie și temporar, numele. Pentru că un președinte american și Statele Unite, prin statutul de primă mare putere a lumii și prin comportamentul politic al Statelor Unite în sistemul internațional, pot imprima modificări, pot avea influențe asupra relațiilor internaționale, asupra comportamentului organizațiilor internaționale din care fac parte Statele Unite, asupra altor tipuri de înțelegeri la nivel global și regional. Deci, din punctul acesta de vedere, fie că ne place sau nu, președintele Donald Trump va marca intrarea într-o nouă etapă, nu numai de guvernare internă americană, dar și de politică externă și de securitate. Exact asta spuneam, nu știm exact cum va arăta această epocă, dar începem să îi deslușim contururile, chiar dacă suntem între două epoci, la finalul epocii Obama și la începutul a ceea ce am numit epoca Trump. Și am menționat câteva din aceste caracteristici. Am spus și în alte analize. Eu nu cred că va fi o rupere dramatică și totală de ceea ce a însemnat comportamentul și valorile Statelor Unite în sistemul internațional. Administrația Trump nu va arunca în aer nici America, nici lumea, nici sistemul relațiilor internaționale. Vor exista elemente de continuitate. După cum vor exista și modificări. Să nu ne așteptăm că nimic din ceea ce a promis nu va pune în aplicare. Adică
aș exclude din start și varianta sau versiunea deosebit de pesimistă, că totul s-a terminat, că acum ne putem aștepta la tot ce e mai rău, dar și varianta optimistă, am văzut că începe să circule ideea, lasă că una a fost în campanie electorală și nu va pune în aplicare nimic din ceea ce a spus. Nu este chiar așa. În sisteme politice puternice, solide, în democrații de tipul cele americane, liderii nu se joacă cu ceea ce promit în campanie și, de regulă, chiar că nu în totalitate, din tot felul de motive, dar vor exista puncte pe care le va pune în aplicare. Acum, am spus-o la un moment dat, nu, sau sperăm să nu fie modificări de esență, ci să fie doar atingeri la nuanțe. Dar asemenea modificări vor exista. Dacă îmi permiteți, Eu aș încerca o deslușire cam la maniera următoare. Dacă Donald Trump ar fi câștigat ca o surpriză, nu, gen de deci de un eveniment, care nu ar avea nicio rădăcină cu ceea ce a dospit în societatea americană sau dospește în societatea americană de mai mult timp. Ne place, nu ne place fenomenul, așa s-a întâmplat și cu Brexit-ul, să știți. Chiar dacă Cameron ar fi câștigat, dacă ar fi câștigat cu 51-49, tot acest rezultat ar fi trebuit să ne pună pe gânduri. Pentru că ar fi arătat tot o societate profund divizată. Deci, în general, societățile noastre moderne se fragmentează. Și se fragmentează într-un mod care îngreunează extraordinar guvernarea, ajungerea la compromisuri, pentru că democrația înseamnă să ajungi la compromisuri sănătoase, nu? Nu destructive. Apărând ceea ce este cel mai de preț, nu? Statul de drept, legile și așa mai departe. Deci, problema mea că Trump nu vine de nicăieri. Și același sindrom, din păcate, se vede, ființează și în Europa, și peste ocean. Noi am crezut, poate unii am crezut, că e ceva propriu Uniunii Europene. Nu este așa. Eu am și folosit odată, m-am dus cu gândul la ciclurile foarte lungi, ciclurile Kondratiev, care pot fi puse în legătură cu ciclurile foarte lungi ale lui Schumpeter, generate de mănunchiuri de tehnologie care la un moment dat creează noi upswing-uri, dar ai și downswing-uri, cu tensiuni sociale, politice, cu conflicte militare. Deci acesta este un aspect. Doi, Trump ne Trump, să se admite că ar fi câștigat doamna Clinton, care nu a fost... Eu, în ipostaza pe care o am, trebuie să fiu atent, dar am văzut că existau rezerve și față și de acest candidat. Dar hai să spunem că ar fi câștigat doamna Clinton. Tot ar fi trebuit să umble la ceva. De pildă, la tratate. Tratatele comerciale. Se discută foarte mult despre tratatele comerciale. Deci există o nume, o stare de spirit. Există o reacție articulată chiar între cei care... au voce prin cercurile de afaceri care vor să remodeleze tratatele. Nu întâmplător am vorbit despre această noțiune de fair trade. Este foarte interesant. Este, după mine, un fapt remarcabil că ei vorbesc despre fair trade. Fair trade. Ce înseamnă fair trade? Când vrei comerț liber, vrei comerț liber. Cu câștigătorii și cu loserii din comerț liber. Ce înseamnă fair trade? Trei, relația cu China, care se poate schimba
Deci iar folosesc o analogie, să spunem, mai spune, a existat un COCOM în timpul războiului rece, care filtra transferul de tehnologie. Avem rudimente de COCOM. Deci nu orice sector industrial în Statele Unite poate să fie controlat de, hai spunem, capital străin, grupuri străine. Cele care sunt foarte apropiate, sunt în teritoriul siguranței naționale, securității, telecomunicațiile de pildă? Nu. Și această rivalitate geopolitică n-are cum să nu spune pe CETA, pe ceea ce numim era, era nouă. Nu-i spunem era Trump, spuneți era nouă, e o era nouă. E o era nouă de ce? Pentru că avem acest game changer, s-au produs niște evenimente care ne arată o lume nouă. Will Hutton, acum vreo 15 ani, a scris o carte care a fost mult comentată. The world we live in. Pornind tocmai de la fenomene care au pus sămânță pentru ceea ce vedem astăzi. Inclusiv erodarea clasei mijlocie, inegalități, disonanța între cei care guvernează și societate. Deci, nu-i spunem era Trump, hai să-i spunem altfel. Dar nu are cum să fie ca înainte. Mi-aduc aminte că Robert Gates, fostul ministru al apărării, a fost și la CIA, nu? Da. A spus europenilor, înainte să pleci, dacă nu veți aloca mai mulți bani pentru apărare, în cadrul NATO, noi nu mai putem să asigurăm securitatea. A spus Bob Gates. Într-o altă formă o spune poate mai apăsat, deci o spune Trump și o spun și alții apropiați lui, noului președinte. Deci sunt date mari care conturează o altă conduită. Încotro ne îndreptăm? Aceasta este o mare întrebare și bineînțeles că nu în primul rând cei din mediul academic trebuie să răspundă. Trebuie să răspundă cei care sunt la masa discuțiilor. Pentru că lucrurile nu sunt tranșate și așa cum s-a subliniat aici, putem să avem o suită de alegeri, de scrutinire electorale în acest an, foarte defavorabile, dar putem să avem unele care par favorabile în sensul că avem un sursis, adică avem o amânare. Fiindcă dacă ne uităm la geografia politică a Europei, ea are o tendință vizibilă într-o anume direcție, care nu este, în opinia mea și multora, zic eu, cea bună. Mulțumesc, domnule Deanu, să știți că nimeni n-a premeditat să inducă depresie aici, în această sală. Mulțumim Băncii Naționale pentru generozitatea cu care a găzduit această lansare. Concluzia este simplă, putem continua discuțiile dincolo în alt format. Suntem într-un moment de schimbare de paradigmă. Am mai trăit în 89-90 în altă schimbare de paradigmă. Am început pro și am ieșit bine. Suntem mult mai bine decât ne-am fi putut imagina în 90-91 că va ajunge România. Sperăm de această dată să începem bine și să continuăm și mai bine în noua paradigmă. Vă mulțumim pentru prezență și pentru interes.